Din seria de videoclipuri Defect de mecanic, este partea de montaj a celor mai importante ansamble, cilindru, pistoane, segment bielă, pregătirea cilindrilor pentru montaj în blocul motor. Avem setul de garnituri pentru setul motor 2, 4, 6, 8 okay, două inele pe cilindru. Se introduce pe cilindru, pe canalul de la cilindru, inelul, montăm inelele pe toți bine, pe toți cilindrii. Cilindri avem inelele de cauciuc de etanșare și plus inelele de compensare pe umărul de la cilindru. Acum luăm cilindru numărul 1, că e numerotat, avem un chirner pe el, ca să nu încurcăm. Numărul 2, numărul 3, numărul 4. Luăm numărul 1 și trecem la, punem silicon în interiorul blocului, în umărul unde etanșează garniturile de cauciuc. Blocul are uzură, trebuie silicon în zona unde este uzat. Punem silicon pe garnituri. Silicon pe inelul de compensare, că dacă avem silicon și este, îl izolează, nu mai ajunge apa așa repede ca să-l corodeze inelul. Inelul e de metal, nu e de cupru. El așa de cupru nu găsesc, așa gros, o milimetru jumate. Cam asta e operația care trebuie făcută la blocurile uzate. Acum să văd unde e semnul. Aici unul, în partea spre mine. Se mișcă puțin, să intre primul inel, a intrat. Să nu mai lucrez cu presa, că durează prea mult, până montez presa.
Mă pun presa să vedem ce va să... să vedem cât se presează în jos. Inelele acum îl mențin ridicat în sus. Acum, după fiecare presare a cilindrului în bloc, cilindrul nu se duce până în jos, pentru că inelele de cauciuc amortizează, flambează în sus și în jos și nu știi dacă este bine sau este la înălțime. Și trebuie montată presa și presat cilindrul la presiune, la presare, și atunci vedem la ce dimensiune ne rămâne cilindrul deasupra blocului. Aici avem cam 35-4, stai să vedem, măsurăm cu șublerul. Trezecimi jumate până la 4, între 3 și 4 zecimi. Trezecimi jumate. Așa, aceasta este înălțimea care am verificat-o înainte de a monta inelele de cauciuc. Am verificat numai cilindric pe bloc, fără inelele de cauciuc. Și fiecare a rămas cu inelul lui, acum îl presăm fiecare la locul lui cilindru, pentru că inelele sunt făcute exact după cum ne trebuie la înălțime. Cilindrii am introdus în bloc. I-am presat în bloc, cu garnituri, cu silicon, cu tot ce trebuie. Am în zona între doi cilindri, am blocat cilindrii să nu mai miște până în faza când introducem pistoanele. Am introdus pistonul la 2 și la 3. Pentru că am avut vibrochenul jos și fiind unul singur, introduc pistoanele în cilindri, cobor în jos, având vibrochenul în partea a doua, manetoane de la vibrochenă sunt în partea de jos, 2 și 3, am putut să montez capacele. Acum urmează să slăbesc de la prezon, că avem o bucșă care o mut pe partea aialaltă, să fie presat cilindrii în jos, să pot să introduc, îi țin presat până în faza când montez chioloasa. Și la între 3 și 4 am o bucșă de pompă hidraulică, e mai lată, cuprinde între doi, pe un prezon cuprinde între doi cilindri, îi ține apăsați și urmează să montăm cilindrul la numărul 1 și la 4, pentru că avem vibrochenul rotit cu manetoanele în jos și într-o operație am introdus pistoanele și îl împingem în jos până ajunge cu biela pe vibroche. Bormânii, partea de desubt, montăm capacul. Ca să nu tot rotim la el, montăm o dată două perechi și pe urmă cealaltă două. Acum să pregătim pistonul. Seria de videoclipuri, defect de mecanic, montăm pistonul la numărul 1, una dintre cele mai importante piese care se montează este ansamblul piston bielă segment. Segmenții sunt aranjați cu fanta la 180 de grade, una față de alta,
cu zinețe, am uns cilindrii cu un lei, am uns cu zinețul cu un lei, arborele motor, manetonul cu un lei în capacul și acum încercăm să introducem pistonul. Avem colierul uns cu... Punem colierul pe ansamblu piston. Se strânge cum crește. Cu partea alveolei spre pompa de injecție. Acum trebuie împins puțin până coboară cu partea de bilă cu cuzinetul, până coboară pe arborele motor. Încet să nu... Aici o lovit un pic în... Biela a lovit în vibrochen și trebuie să-l tragem puțin în sus, ca să-l rotim un pic. Am presat în jos cilindrul până a ajuns în manetonul de la arbore, cu capacul sub baie, cu motor de desubt, se prinde în capacul, tundem aici de desubt, cu capacul, ce trebuie să-l prindem pe bielă sus, pe arbore. Am fixat capacul pe arbore. Montarea ansamblului piston bielă segment la numărul 4. Prindem cilindru, are un pic de umăr acolo și îmi strânge pistonul când intră. Trebuie să-l pilim un pic, să trage de la defectul de mecanic. O lovit în cilindru când l-a băgat. Lovit cu ciocanul, că se cunoaște în buza de la cilindru spre interior. Și acum îmi agață cilindru când îl introduc și segmențe. Trebuie să introduc o cârpă în cilindru pentru ca să o greșeală pe care eu am văzut-o cu lovit în cilindru când am curățat și am zis o rezolv. Am ajuns în fază, am montat și am uitat. Și acum am observat că am problema că nu-mi intră pistonul, că l-a atins un pic cilindru cu ciocanul când l-a presat în interior. Iată biax, polizăm puțin aici, că am omis treaba și uite că trebuia să o fac. Nicăne atenție și... Problemă că nu l-am mai putut monta, nu intra, că era un pic ciocănit.
Acum, după ce am polizat, încercăm să... să vedem. Intră pistonul. Unde mai agățăm? Vedem. Presăm segmenții. Coborăm până ajunge pe manetonul de la arbore, încet, vedem cu capacul.